Tradițional cu salutul echipelor a început evenimentul de lansare a sezonului estival pentru tabăra de copii Izvoraș din satul Zloți, raionul Cimișlia. În primul schimb s-au încadrat 120 de copii din diferite localități ale raionului. Copiii sunt mulțumiți de condițiile de activitate a taberei. Noi aici sărim pe batută, ne odihnim, am dansat, ne jucăm cu mingea, fotbal, basket. Eu mă simt aici foarte bine. Participăm la evenimente interesante. Pe bunica mea o cheamă Tretikov Melania, dar pe bunelul Tretikov Slavic. Le transmit salutări. Noi aici ne distrăm, dansăm, cântăm, facem diferite activități, mergem la discotecă. În tabără activează 12 educatori. Pentru copii sunt desfășurate activități sportive, culturale și de educație. Deci copiii pe tot parcursul zilei se pregătesc pentru un singur concert. Cu diferite numere. Atât cât sunt și atât și muzică, atât și dans și creații proprii. Deci sunt implicați copiii absolut toți, ne străduim ca dezvoltarea personalităților să persiste la tot nivelul, la toți copiii absolut. Programul zilei, ca de obicei, dimineața spălăm ochișorii, dințișorii, apoi ne jucăm cu mingea, sărim în coardă, sărim la trambulină. Dacă seara avem eveniment, de exemplu, ieri am avut ziua talentelor, evident ne-am ocupat cu copiii care cântă, care dansează. Astăzi am pregătit un dans foarte frumos. Administrația raionului Cimișlia a făcut tot posibilul pentru reparația taberei și repartizarea foilor de odihnă prin instituțiile de învățământ din raion. Prețul integral al unei foi de odihnă pentru 10 zile în tabăra Izvoraș este de 1400 de lei pentru o persoană. Majoritatea copiilor însă procură foile de odihnă la un preț redus de 20%, adică 280 de lei pentru o foaie de odihnă, pentru că sunt repartizate prin instituțiile de învățământ din raion. În acest an, în tabăra Izvoraș au fost organizată și desfășurată reparația la toate încăpierile, reparația curentă. La fel se mai amenajează și s-a amenajat teritoriul, este bine, se poate de odihnit, copilor le este plăcut, cât și educatorilor. Pentru acest an sunt preconizate 3-5 schimburi, a câte 120 copii în fiecare schimb. Toate foile de odihnă vor fi repartizate în instituțiile de învățământ și sperăm ca să ajungă în tabără copiii cu performanțe, copiii din familii socialmente vulnerabile, să le fie bine pe parcursul acestor 5 schimburi în tabăra Izvoraș. Tabăra de odihnă pentru copii Izvoraș este situată în preajma satului Zloți, raionul Cimișlia, într-o pădure pitorească. Tabăra dispune de căsuțe construite din piatră, scenă de dansuri, stadion pentru fotbal, cantină, spații sanitare și alte edificii.